Complexul Muzeal de Științe ale Naturii este principalul beneficiar al unei investiții a Consiliului Județean, un proiect european, bani accesați prin care s-a modernizat principala clădire a Delfinarului Constanța. Este principala clădire a Constanței, mai nou, din 2016, de când a fost recepționată. Este un loc frumos în care te educi, în care te informezi, în care vezi aceste frumoase animale și responsabilitatea față de biodiversitate de aici pleacă. Zic eu, și de aici pleacă. În ziua de miercuri, 10 mai 2017, avem un moment inaugural. În cadrul unui program european, care înseamnă Europe is my region, și noi la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii facem ceva. Invităm constanțenii, și nu numai constanțenii, dar îi invităm să vină la noi, accesul fiind gratuit, porți deschise, intrare liberă, cum să o mai spun, ca să vă fac să veniți, să vedeți ce am realizat aici, să vedeți investiția Consiliului Județean și să plecați de aici cu mai multe informații și mai multe dragoste față de animale.